Ca idee generală, dacă avem nevoie vreodată de Silica Pulse, știm unde să venim. G2A. Jocuri carnivore la prețuri ierbivore. Folosește codul SKY pentru o reducere de 3%. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, în peștera magnifică, alături de direwolf-ul nostru magnificitudinal. Și v-am lăsat eu aici. Ai de mine! Vai de mine, vai de mine, vai de mine! Băi! Așa, reload, reload. Nu înțeleg de ce nu mai văd ce se întâmplă. Stai așa, poate trebuie să-i dăm un reset. Așa, bravo. N-aștept cu drag. Nu aștept cu drag. Întrebare întrebătoare. Noi avem la îndemână repejor. Așa, să trimitem un ăsta. Avem o grămadă de grappling hook-uri. Asta nu este o problemă foarte, foarte mare. Și acum, ușurel, ușurel, pare se că trebuie să ne dăm jos. Clic stânga. Mă trage la el, da? Clic dreapta, mă lasă ușurel în jos. Am așa o vagă impresie că o să am o limită de cât pot să mă... Mă lasă mă până jos de tot? Mamă, cât cablu am, frățică? Băi, e o limită, într-adevăr. Pot să mă mișc ușurel înspre perete? Cred că mă lasă. Da, uite, se mișcă ușor de tot, ușor de tot. E, și acum, ca să-ți dai drumul, C. Ok, mi-am luat un pic de damage, dar cred că suntem ok. Hai să ne uităm în inventar. Mâncării că avem, da? Avem noi niciun fel de problemă. Backup am făcut. Ar trebui să fim super, super fericiți. Singura problemă pe care o avem este că nu prea mai avem gloanțe. Ia ce e nașpa. Că veni vorba de ce mai avem pe noi sau nu mai avem pe noi. Dude, nu prea mai avem multe pe noi, a? Păi dacă ne-a bătut, e tine de data trecută, mama lor de gâșteri. Bă, are rost să alergăm? Hai să alergăm că ni se duce și foamea mai rapid dacă stăm prea mult la discuții și la taclale. Mai sărim din când în când, că știm că ne ajută săritura asta, numai că nu aș vrea foarte tare să mă... Din săritură să ne mai într-un, cum să vă explic, într-un cuib de șerpi sau de păianjen sau de yeti sau ceva. Ce frumos ar fi să nu se spuneze nimic, just saying. De ce ai avea o resurse aici? De ce ai avea tu resurse aici? Nu înțeleg că oricum nu ai cu ce să vii să le iei. Ok, se pare că avem o apă. Slabă celui că avem ghirul de scuba diving după noi. Ok, în partea aia e ceva interesant, dar întrebarea mea aici ce este? Mamă, e atât de întuneric, frate. Hai să intrăm. Ești ok, ești în regulă? Te poți băga? Nu e absolut nimic, este o gaură și atât. Ok. Mă așteptam, zic, mamă, să vezi că reușim să ieșim la suprafață pe aici, interesant. Să rămână lui Skytu Marco pentru donație. Așa, hai să vedem aici, domnule, mai departe, dacă găsim ceva interesant. Zim, te rog frumos, că mai găsim un direwolf de level mare. Îl văd deja. Nu direwolf, o văd ăsta. Ia uite-l. Ne ducem direct ca gușterii acolo și sperăm să nu murim. Să nu ne omoare ceva pe parcurs. Da, așa, să fim atenți, de jur împrejur. Ok. Băi, eu nu zic nu dacă nu se spunează nimic. Sunt super extra ultra fericit chiar. Dacă nu se spunează nimic. Ok, hai să luăm repede și să fugim. Eu propun să luăm rapid și să fugim. Artifact of the Clever. Tatic, cum o ducem cu greutatea? Nu prea bine. Acuia cu fraților, țineți-vă. Să vedem cum reușim să ne urcăm la loc. Mi-e frig. Jură-te că mi-e frig. Nu m-aș fi gândit că mi-e frig. Aleargă. Cum facem noi acum la... Mamă, și parcă văd că acum la întoarcere, bineînțeles că se spunează gușteri. Așa se întâmplă totdeauna. Când te duci în zona nouă, nu-i nimic. Și când te întorci din zona nouă, toată floarea ce vestită întregului a pus. Ce? Doamne, să iau și un pic de cristal în buzunar ca să am. Să fie. Super, ok. Deci eu e fi fluierat, nu știu, am apăsat aiurea. Așa, domnule, mâncăm și noi acolo. Să fim pregătiți emoțional acum.
Am putea să băgăm și un pic de pizza? Putem să băgăm și un pic de pizza, dar nu vreau să bag nimic până nu ajung la suprafață. Acu, fraților. Cum facem noi să ajungem la suprafață? Fucking crap. Bagă și un pic de apă. Ai de capul meu, vai de capul meu. Ok, hai să vedem. Bă, dacă nu încerci, nu reușești, nu? Hai să vedem dacă pot în primul rând acolo. S-a prins, mă? Cred că s-a prins. Bravo, perfect, perfect. Acum întrebarea întrebătoare este. Eu aici o să alunec, 100.000 o să alunec. Stai așa. M-ar interesa să-mi puși cumva în peretele ăla de acolo, nu? Sau acolo, eventual. Ok, hai să încercăm. Deci o să mă dau în jos un picuț ca să pot să vin cu avânt. Nu pot să cred, lume! Gata! Tătic! Nu pot să cred că am reușit! Nu pot să cred că am reușit! Cât de epic, cât de epic a fost! Și n-am consumat decât două grappling hook-uri. Bine, trei, cam, când am intrat în joc din greșeală, am pușcat direwolf-ul, fără să vreau. Ok, și l-avem pe Artifact of the Devourer și Artifact of the Clever. Bun, acum hai să vedem dacă suntem în stare să ieșim. Râdem noi, glumim, dar hai să mai și ieșim, mă. Bagă încă una de mâncare, te rog frumos, că ți-e frig alea. Mai frânt, tu nu prea ai viteză sănătoasă, nu? De ce sunt iară Yeti? Parcă trecut să răm de perioada asta din viața noastră cu Yeti. Nu e așa că nu ne urmăriți și că nu sunteți mai rapizi decât noi. E ok, în regulă. Mi-e frig! Ai, jură-te, nu m-aș fi gândit că mi-e frig. Ok, acum întrebare întrebătoare. Eu aici... fuck, nu! Nu! Hai în apă, direct în apă, las-o. Hai așa. My friend, nu cred că te atacă cineva? Nu te atacă nimeni, nu? Bun, perfect. Ok, deci pe nenea la putem să lăsăm acolo liniștiți. Guștele ăștia vin după mine, oa? Wow, serios? Ia stai că sunt curios să văd dacă mor. Vă luați, mă, damage? Se scufundă gușterii. Da, nu, după mine vin, că dacă nu veneau după mine, stătea la suprafață. Încet, încet, așa, ușor, ușor, ușor. Dude, cât de creepy, uitați-vă și voi. Stai, ascunde și arma asta. Prin screen? Nu știu ce să zic. Da, mi-e fric, știu că mi-e fric, chill. Ok. Vreau să văd dacă am lăsat ceva pe ăsta. Nu, n-am lăsat nimic, deci putem. Foarte fain și liniștit. Băi, ce creepy sunteți, mă jur. Nu-și iau, mă, damage. Poate că au mult oxigen, mă. Ok, hai să-i lăsăm pe gușterii în pace. Așa, dar ulful nostru acolo, săracu. N-ar trebui să-și ia... să-i... Nu? Rămâne fără stamina? Că nu mai știu. Ia, stai, hai să ne uităm la el să vedem un pic dacă îi scade stamina. Nu o să, cred că o să mai venim vreodată aici, dar... 2126... Bă, stamina de scăzut nu-i scade, dar... Mi-e milă de el. Știu că e aiura să zic că mi-e milă de el. Că pana mea e... calculator. Da, hai, gata, l-am pus acolo, da? Deci și nu ne urmărești, nu? Nu. Ok. Așa, hai să încercăm acum să ajungem acasă. Deci de aici, în direcția asta generală, cum stau cu mâncarea, sunt super, super bine cu mâncarea. Așa, pe aici ne aducem noi aminte că data trecută am făcut la stânga ca să ajungem aici, deci acum nu trebuie să facem decât în sus, nu? Că e logic. Așa. Nu încă. Vedeți, deșteaptă chestia asta cu coloanele astea, să te împiedice să intri cu un ceva mare. În mod normal, veneam aici cu Dodorex și ne durea un pix în pix, cum s-ar zice.
Știi ce m-ar interesa? M-ar interesa să-mi pun eu repede ăștia. Ieșim acum la suprafață, într-adevăr, dar trebuie să fugim. Aici e plin. Uite-l acolo pe Guster. Fuck. Ne încumetăm? Nu, 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 fugi, 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 nu te bloca, nu te bloca, nu te bloca, te rog, e frumos, nu te bloca. Nu văd nimic, dar atât le-a fost. Ha, ha! Curățenie! Le-am dat atât de tare că i-am... Zi. S-au întins pe toți, uite, s-au întins în toată balta. Ăsta ce a fost, mă, aici? De s-a rupt în halul ăsta. Nu știu, e un saber plus mort ceva. Mori în chinuri! Mama voastră de yeti. Bine, mă, să-mi distrugeți voi mie armura, mă. Vezi ce bună armura asta de Warden? Că nu are durabilitate. A, dădeau yeti. În armura noastră de Warden, că a venit vorba, este... Da, ea e celestial. Am în două bucățile, sunt celestial. Am ieșit la lumina zilei, nu vine să cred. Dragilor, ne-am băgat un picuț pe Carno Island. Am găsit un costum nou de la un Zomdodo. Ăsta cică e Sian. Așa se cheamă. Sian Rex costum, nu știu ce vrăjel vrăjeli. Și n-arată rău. N-arată rău. Dar am găsit un Carno. N-am chef să mă duc acasă că trebuie să fac curat în inventar și n-am... ba nu, e un Rex, pardon. Zic bine, Rex. Ancient Tiranozaur cu doar 7 milioane vieți. Ne cumetăm? În primul și în primul rând stai așa. Unde este... Ai în inventar, my friend, health booster-ul? Așa, hai să te punem așa, nu știu. Ceva de genul ăsta. Și să ne pregătim emoțional, să vedem dacă suntem în stare. Ok, buba cea mai mare nu e cu damage-ul pe care ne-l dă el, este cu damage-ul de la bleed. Aie, frate. Mamă, îi dă mâncația aici sufletul tău. Cum să-i dai, mă, cu aproape 700.000 damage? Fucking Christ. Nu pot să cred, deci nu pot să cred. Băi, și mi-aduc aminte că ne bătea un Carno, frate, ne bătea un Carno. Ok, hai să încercăm să vedem dacă mă dau jos așa, dacă găsim ceva interesant. Nu găsim nimic interesant, cred că a luat ăsta deja în inventar. Dude, ce-ai luat un inventar de la el? N-ai luat nimic în inventar? Păi și nu ne dăm nimic și nou? What the fuck? I-a mâncat capul cu totul sau nu văd eu bine? Nu, cred că s-a... Ia, asta e de print screen. Bun, dragilor, ne-am dus acasă. Am lăsat acolo chestiile. Așa ne-am reumplut cu toate cele. N-aștept cu drag ceea ce o să urmeze. Am căutat că tâmpitul pe wiki zicea ceva de peștera asta unde ar fi chestii socotel, dar nu realizam unde este intrarea. Pur și simplu nu realizam unde este intrarea. Așa. Tu ești pe pasiv, mai frate, nu știu dacă e bine să lăsăm pe pasiv, dar... Mai bine te las pe pasiv. Uitați-vă și voi cât de îngustă e intrarea în peștera asta. Fucking Christ, deci... Mă jur, n-am văzut. N-am văzut așa ceva ever. Nici nu cred că poți să intri cu un Dire Wolf aici, nu? Sau mă rog, un Saber ceva. Nu cred că poți să bagi un Saber. Da. Un Sarco eventual. Oh my god. Am dat mă gama. Am dat gama. Ok. De fain arată. Cât de fain arată, ești nebun. Deci nu pot să cred cât de fain arată peștera asta. Da, au zis, ziceau pe wiki că vezi, ai grijă că fix în față e un hău. Dude, cât de epic poate să arate! Ești cu capul!
Cum să fim într-o peșteră așa ceva? De unde iau florile astea lumina? De la ciuperci? Băi, că m-am chinuit să intru aici, frate. Că m-am chinuit să intru. Dar am stat ca tăpitul să o găsesc. Ok, și noi avem două artefacte pe care trebuie să le găsim aici. Fii atent, Silica Pălscă, călumăria ta. Un artefact îl avem deja. E chestia aia verde cu niște țepi. Dar vreau să explorăm ambele opțiuni. Nu știu aici dacă... Da, o să fie sub apă, băga mea și ficiorul. Fac. Hai să ne mutăm pe scuba. Inițial doar ne uităm așa un picuț în jur. Să fim atenți să nu fie ceva prin apă. Ceva, ceva? Nu pare să fie. Ok, să ne punem și flippers. Să ne mișcăm un picuț mai repede jos. A, doar atât a fost secțiunea asta de sub apă? Băi, sigur? Da, așa, hai să ne uităm. Am impresia că o să fie sub apă trofeul. În singura bubă e atâta, să nu pice ceva de sus pe mine, că nu mă încântă perspectiva. Ok, nu pare să... Pare să fie totul deasupra apei. Ok, nicio problemă. Lăsăm momentan respiratul. Ok, este un trofeu galben, nu cred că e trofeu propriu zis. Cred că putem să ne punem și pe celălalt, așa, pentru armură. Fac, îl vedeți? De fapt, sunt doi. Stați așa un pic, că nu vreau să-mi dea. Fac! Da, torpor. Așteaptă un pic. Fac, în ce hal creștere torporul. Ba nu, suntem ok, gata, scade. Ok. Ia uite, frate, vreau să sar pe... Nu mă las. Vreau să sar ca să pot să văd de sus. Asta e? Ok, ăsta cred că e ăla de acolo. Ceva interesant aici? Raptor Saddle. 20 de kg în plus nu mă interesează, sincer. Asta mă interesează. Băi, stai, hai să admirăm un pic, pentru că e prea... Hai să-i facem niște poze. E prea fain, e mult prea fain. Deci uitați-vă și voi în ce hal arată. Cât de cool poate să arate, mă. Dă-l și pe centru așa încă o dată, prin screen. Ok. Deci, și l-am găsit fix pe ăla de care aveam nevoie. Perfect. Mă gândeam că o să stăm prea mult după aia și așa, dar e ok. Deci acum, practic, acum am putea să ieșim fără niciun fel de stres din peșteră. Bun, hai să vedem în continuare. Cred că putem să ieșim înapoi prin apă, dar hai să o luăm ușurel pe pământ. Ca să mai dăm noi vreun șarpe ceva să ne moare în chinuri. Pauză un picuț acolo pentru siropul de tuse. Așa, hai să vedem aici dacă ne mai întâmpină ceva care să ne distrugă viața. Băi, deci uitați-vă și voi, mă bag cu assault rifle-ul printre floricele și ciupercuțe. Cât de creepy să fii. Ok, și nici nu mai trebuie să mai mă bag cu echipamentul de oxigen, pentru că o să ne mișcăm super, super repede pe aici. De curiozitate, întrebare pentru oamenii de pe live acum. În momentul de față, dacă vă duceți la un videoclip de-al meu pe YouTube, va apare imediat ce puneți videoclipul, va apare banda aia prin care să vă anunțe că sunt live pe Twitch. Ok, deci eu aici văd un scorpion. Mai e și altceva în afară de scorpionul ăla? O să-l nimeri pe aici pe fraier. Mai mulți.
Am crezut că l-am omorât, măi. Ok, l-am luat pe unul. Gata, asta a fost un încărcător. L-am luat și pe al doilea. Reîncarcă-te rog frumos. Hai să mâncăm un picuț. Lumea îmi zice că apare. Dacă mi-apare. Serios? Nu-l vedeam, mă jur că nu-l vedeam. Ia-n genovieții. Avo 440 level. Poate că ar fi fost bine să fi banul, că n-am șase să mă urc pe pulmino. Ăla galben îmi dădea o șa de raptor, deci dacă găsim un raptor în peșteră ne-am scos. Că pot să mă duc să iau șaua de acolo. Ce ciudă mie că nu... Văd după piatra asta, să sperăm că nu. Serios? Serios? Îți bagi joc de mine? Vreți să fac parkour pe aici? Mamă, bă, numai golem să nu fie. Numai golem, că deja am sechele, mă jur, am flashback-uri. Mai țineți minte pe Scorchert? Vai de capul meu, vai de capul meu. Mamă, deci mi-am blestemat zilele, frate, cu peștera aia pe scumea. Mamă. Ca să poți ieși dacă pici acolo. Gata, m-am prins. Ok. Mi-am blestemat zilele. Până n-am crescut un terror bud în interior, n-am putut să fac. Ok. Sunt super creepy silica poles. Deci pur și simplu stau drept de spate ca să mă uit peste iarbă. Sunt super creepy. Pentru că am auzit un silica polesul astea pentru că lucesc și dau senzația de mișcare. Nu mai luciți, mă. Vezi că iese acum ceva de după piatră, de după stâncă. Și bineînțeles că lucesc, adică sunt așa... ca și cum ar fi un pulmino, ceva. Știți? Dar stai așa. Mersi, ești un scump. Arunc. Așa, pregătește arma. Hai să ne pregătim emoțional să vedem ce e aici. Deja am văzut ceva ce nu-mi doresc să fi văzut. Ăștia mi se pare că vin după tine în apă, corect? Fiți atenți cum facem. Ne punem asta. Ial. Știu că nu e necesar, că l-avem deja. Ok, 2 secunde să mai mă uit pe aici un picuț. Bine, ar fi foarte, foarte serios. Mă gândesc că ar fi fain să-i atragem pe fundul apei. What the fuck? Tu nu ești mort? Ești mort? Sau ce? Așa stai tu? Cred că ias. Măi, eu de omorât nu te-am omorât, asta știu clar. Da, mă, cred că s-au asfixiat, au picat aici și s-au asfixiat. Sper. Vreau să cred. Ok, pregătește sabia. Și pregătește-te emoțional să fugi. Nu-mi convine. Nu-mi convine absolut deloc. Mă, mâncare, avem stamina, avem oarecum și cât de cât. Fugi. Numai să nu vină nimeni în calea ta, atâta vreau. Să nu fie niciun inamic în calea ta, să poți fugi în continuare. Aleargă, aleargă precum vântul. Du-te. Ușurel. Așa, încă o dată aici. Pregătit. Mamă, am sărit mult prea devreme atunci. Ok, ușor. Hai, gata, calmează-te, că sigur nu mai vine nimeni după tine. Și acum să vezi un golem. calm. Aici nu realizez dacă mai pot să sari. Mai pot să, mă rog, să scap să sar, nu știu cum să zic. M-am răhățit pe mine.
Băi, deci, ca idee generală, dacă avem nevoie vreodată de Silica Poles, știm unde să venim. Să nu mai căutăm ca proștii pe fundul oceanului. Numai că aici e nasol că trebuie să stai să lași dragonul afară. Cum s-ar zice. Uite că nici n-am fost atent. Alfa Draco. Ești aici, my friend, m-ai așteptat! Yes! Yes! Bun, dragii mei, am ajuns acasă. Avem în momentul de față 2, 4, 6 astfel de trofee și mai urmează să mai luăm 2. De asemenea, băi, trebuie să fac neapărat o căsuță cumva pentru trofeele astea, că prea stau așa degeaba. El arată fain, arată fain, știi, dar nu se... De asemenea, am muncit eu un picuț cu nenea Bucșa aici și am făcut rost de o grămadă, o grămadă de metal. Și îl pun la topit aici ca să ne facă așa. De ce? Pentru că nenea Sky are gânduri mari. Nenea Sky, în momentul de față, am învățat el aici niște rețete. Vreau să-mi fac o platformă din metal, numai și numai metal. Deci am învățat stâlpi de metal, am învățat tavanuri de metal, etc. etc. Vreau să-mi fac o platformă de metal, cred că aici... Cred că în partea asta, nu știu dacă e cea mai bună idee, că unde aș mai putea să mai fac, deci acolo sau aici cumva, da. Bine, aici e mai întins într-adevăr zona, dar e mai, nu știu, parcă ajung eu mai rapid de acolo, din punctul ăla. Parcă ajung mai rapid din punctul ăsta de aici, deși e mai înalt, e mult mai înalt. Da, mă rog, o să vedem treaba asta. Singura bubă, dragilor, pe care o am în momentul de față este că tot ce înseamnă metal... Da, până și large metal pillar care consumă 125 de lingouri de metal, toate au nevoie de cementing paste. Observăm că nu au nevoie de foarte mult cementing paste, dar au nevoie de cementing paste. Eu deja am pus aici să se facă și bag în continuu să se facă, cât avem 316, o să se ducă super, super rapid cementing paste-ul ăsta. Așa că în episodul viitor, pentru că vreau să fac episodul ăsta mai scurt, unde ești, mă? O să ne ducem să ne facem rost de niște melci. Dacă ne aducem noi aminte din seria trecută de Scorched Earth, melcii ăștia îi aduceam în bază. Am încercat să-i aduc un dragon, dar nu pot. Dragonii mei nu știu să ia de pe jos melci. Așa că o să ne facem noi rost de... Nu, stai, ce fac? Aoleu, da, am uitat gama 3, corect, îmi cer scuze. O să facem noi rost de un Megalosaurus cu care să aducem melci. Sper din tot sufletul să nu ne moară Megalosaurusul, pentru că singurul loc de unde știu să fac rost de un Megalosaurus este în peșterile alea pline de șerpi și scorpioni și păianjeni. Una la mână, deci de acolo facem rost de un Megalosaurus. Și doi la mână, ca să facem rost de acatina sau, mă rog, de melci, trebuie să ne ducem în, era să zic chiar peșteră, Mlaștină. În Mlaștină și să nu uităm, fraților, ce există în Mlaștină, da? Sunt... Numai ca să vă arăt ce există în Mlaștină. Bă, sper să nu vă ia pe niciunul cu mine. Vedem imediat. L-am luat. Cum a reușit, mă, să te iau? Aveam vârf de aripă? L-am luat și pe Bucșa? What the fuck? Ok, pe Bucșa nu l-am luat. Cred, sper. Dar hai să vă arăt ce există în Mlaștină. Uite, chestii de genul ăsta există în Mlaștină, da? Să nu uităm. Așa că, na, ne vedem în episodul viitor, ca să ne băgăm unghii în gât, să facem rost de vreo 5 melci. Nu pot să-i domesticez cu Golden Treats. Am încercat. Nu pot să-i domesticez cu Golden Treats. Deci, o să trebuie... N-ai șaua pe tine? De ce n-ai șaua pe tine? Cum n-ai, mă, șaua pe tine? Are șaua pe el. What the fuck? Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, dacă ați rămas cu noi până acum. Un mic like, un coment, un share. Ia, mă, te teleportez înapoi. Bună seara, București. Bună seara, România. Pe data viitoare. S-a teleportat înapoi. Și acum pot să... Da.